Vrem să fim un exemplu, vrem și o unitate în acest sens cu celelalte localuri și din acest motiv noi facem chiar și campaniile astea de unde instigăm alte localuri, puneți și ce ingrediente de sezon folosiți acum la moment sau de genul ăsta. De asemenea, încă o practică care o avem noi, noi am vrea să stimulăm ca consumatorul nostru să vină cu recipientele lui proprii. De aia oferim și o reducere la, dacă vii cu recipientul de cafea, oferim 10%, dacă vii cu un lunchbox, primești 5% reducere. Sigur, tot până la urmă se reduce la, și la consumatorul nostru care trebuie să-și pună întrebarea când consumă ceva sau când vine într-un local, cum își face localul acesta, business-ul, așa să spun eu. Și atunci când o să ne punem cât mai des fiecare din noi întrebarea, o să facem diferența.